Bună seara, dragii mei! La mulți ani România, la mulți ani românilor, de pretutindeni, fiți binecuvântați de Dumnezeu, țineți calea dreaptă, rugați-vă și bucurați-vă. Vă doresc să vi se împlinească toate visurile și tot ceea ce mintea dumneavoastră poate pătrunde ca energie pozitivă să ajungă la dumneavoastră. Creați frecvențe și rezonanțe înalte ca să vă puteți bucura de ceea ce vă aduce viața. Dragii noștri, vă salut de la Satul Mare. După cum știți, toate lucrările noastre din luna decembrie, rugăciunile de marți și de joi, de la ora 21, pe care le transmitem live, datorită faptului că luna decembrie este luna cadourilor, veți primi în fiecare seară de marți de joi programe psiho-informaționale care să vă aducă diferite stări, energii și în special să vă aducă frecvențe înalte. Toate aceste lucrări pe care le veți primi vin cu diferite programe psihoinformaționale și aș vrea puțin să vă vorbesc despre programe, doar 2-3 minute. Aceste programe psihoinformaționale, când au venit prima dată pentru mine, erau necunoscute și nici măcar nu știam cum se numesc și ce efecte au. Dumnezeu spune că programele psihoinformaționale sunt un ajutor pentru noi. Aceste programe sunt instalate în rețeaua noastră neuronală, însă pentru ca aceste lucrări, aceste programe să aibă efect asupra noastră, este necesar să le activăm cel puțin de 3 ori pe zi. Activând aceste lucrări de 3 ori pe zi, ele pur și simplu după 30 de zile vor începe să lucreze fără să le mai verbalizați. Atunci când aceste lucrări au depășit 29-30 de zile și s-au instalat și s-au fixat în rețeaua noastră neuronală, trebuie doar să ne amintim de ele, pur și simplu să mutăm atenția asupra acestora și ele se vor activa. Cei care sunteți senzitivi, probabil că veți simți, unii puteți chiar să le vedeți aceste programe sub formă de energii. Cei care aveți aceste abilități de clar vedere, puteți să vedeți spectacole de culori, lumini și noi sperăm să vă aducă beneficii maxime. Astăzi vom vorbi despre vitalitate și energie, deoarece astăzi veți primi un program psihoinformațional pentru activarea vitalității și energiei. Chiar vă invit să faceți experimente cu aceste programe și să vedeți ce se întâmplă de la un moment la altul când le activați. Uneori acest program pe care îl veți primi astăzi vă poate folosi în loc de cafea, ceea ce va face să aveți energie și vitalitate fără să înghețiți cofeina, care uneori mai degrabă vă agită decât vă dă energie. Vitalitatea și energia noastră sunt responsabile de foarte multe lucruri pe care noi le atragem, exact ca și frecvențele. Vom avea o lucrare și pentru creștere pe frecvențe și cu ocazia acelei lucrări veți primi tot așa un program psihoinformațional. Menționez că această lucrare funcționează pentru toți cei prezenți live, pentru toți cei ce ne urmăresc în reluare, pentru toți cei din listele noastre. Puteți pune mâna pe listă când se instalează programul, listele dumneavoastră cu cei dragi și pentru toți cei pe care îi aveți cumva alături în fotografii sau sunteți conectați cu ei. De fiecare dată când veți intra și veți asculta și reasculta acest program, din nou și din nou se vor declanșa toate acele frecvențe și energii cu acest program. Însă, unii dintre dumneavoastră, probabil că veți fi în altă parte, nu veți putea peste zi să ascultați și să intrați în această energie, dar aveți instalată în rețeaua neuronală acest program care se va activa pe măsură ce veți exprima verbal și am să vă explic la sfârșit cum se activează. Toate lucrările noastre conțin
programe psihoinformaționale și conțin dispozitive psihoinformaționale. Și toate se activează verbal. Dragii noștri, energia este responsabilă de starea ta, de buna ta dispoziție și pur și simplu, dacă tu nu ai energie, nu poți să faci nimic. Există oameni să se simtă bine. Îmi cer scuze dacă din când în când internetul se întrerupe. Am și eu semnale aici. Vă cer scuze. Nu pot să controlez acest lucru. Sper să mă înțelegeți. Aș vrea să știți că toți cei care veniți la aceste lucrări, chiar dacă se întrerupe internetul, lucrarea continuă pentru dumneavoastră dacă rămâneți conectați mental cu mine. Atunci când dormi 9-10 ore și te trezești obosit și n-ai energie și vitalitate, aceste lucruri pot avea multe cauze. Uneori probabil vor fi toxinele, alteori paraziți intestinali, alteori pot să fie paraziți energetici, stres acumulat sau probabil că mintea noastră se plimbă în alte părți și nu este acasă, ceea ce înseamnă că energia dumneavoastră este împrăștiată, dispersată și apare oboseala. Sigur că oboseala poate să vină și dintr-un efort fizic prelungit, dar credeți-mă, oboseala, în primul rând, vine de la oboseala psihică. Cea care vine din efortul fizic este oboseală plăcută, iar dacă te odihnești, simți bine ulterior. Însă, atunci când mintea ta este obosită, când ai foarte multe griji, când ai foarte multe îngrijorări și preocupări, energia ta se împrăștie și pur și simplu o pierzi. O pierzi fără niciun rost, deoarece, ca să poți să câștigi ceva din această atenție împrăștiată, ar trebui să aduci această energie înapoi la tine și de aici să emiți gânduri, intenții și să muți atenția spre acele obiective, 2-3, pe care dorești să le poți realiza. Atunci când ai foarte multe griji, ai foarte multe probleme, te simți copleșit, nu ai energie și vitalitate. Energia ta vorbește despre tine. Un om care are energie are și idei, are și putere să pună în practică tot ceea ce își dorește, energia vine și cu o stare de bine. După cum se știe, cei care sunt obosiți sunt apatici, nu au dispoziție, uneori sunt irascibili, alții intră chiar în stări de tristețe, depresie, nemulțumire, anxietate și nu se mai poate discuta cu ei în condiții optime. De aceea este esențială această energie și vitalitate. Vitalitatea are grijă de sistemul imunitar. După cum se știe, foarte multe persoane au probleme și multe boli au apărut în ultima vreme, boli autoimune, mai multe decât pe vremuri. Probabil că noi suntem din ce în ce mai stresați, din ce în ce mai îngrijorați, nu mai avem siguranța pe care o aveam cândva, pe vremuri, chiar dacă nu aveam prea multe, aveam o oarecare siguranță că ne descurcăm în fiecare situație, orice s-ar întâmpla. Vremurile s-au schimbat și noi, uneori, avem diferite frici că vom rămâne pe drumuri, că vom rămâne fără loc de muncă, că nu vom avea cu ce să ne hrănim și probabil că ne gândim și că ne vom pierde locul de muncă și nu găsim nicio direcție. Dragii mei, direcția nu vei găsi singur. Ca să găsești direcția și drumul drept, va fi nevoie să te rogi și să ceri Tatălui Ceresc să facă pentru tine tot ceea ce este necesar ca tu să-ți găsești echilibrul și armonia. Atunci când reușești să faci pace în tine, lucrurile se reașează sub altă formă. Atunci când ai pace în tine, atunci ești în interiorul tău și energia ta nu este împrăștiată în afara ta. Cu cât ai mai multe griji, ia aminte că fiecare grijă pe care o ai îți ia o cantitate din energie, deoarece mintea ta se va preocupa de acele lucruri.
De aceea, atunci când te liniștești, ești în esența ta, ești în ființa ta și tot ceea ce simți este comuniunea cu divinitatea, conexiunea cu divinitatea, lucru care îți va schimba starea interioară, îți vor schimba acestea frecvențele și energia. Cei care nu auziți, probabil că aveți o problemă de internet și la mine se întrerupe din când în când, dar marea majoritate ne auziți. Dragii noștri, energia vine de la sursă. Unii mă întreabă de ce au ei nevoie să se roage la Dumnezeu, pentru că probabil că Dumnezeu este o ființă egoistă și le ia energia. Dragii noștri, Dumnezeu este lumină și iubire. Dumnezeu ne-a creat din lumină și iubire. Dumnezeu nu doar că nu ne ia energia, ci ne aduce energie, ne aduce bunăstare, ne aduce liniște și armonie. Și Dumnezeu este sursa noastră de energie. Cei care îl veți găsi pe Dumnezeu, veți scăpa de toate acele stări de sfârșeală, oboseală, amețeală, nemulțumire, îngrijorare. Pentru că atunci când îl găsești pe Dumnezeu cu adevărat, faci pace în tine și nu te mai supără nimic. Atunci când îl găsești pe Dumnezeu, El te va hrăni cu energie, cu vitalitate și vei avea tot ceea ce ai nevoie. Această lucrare este în direct, dragii noștri, dar se poate asculta și în reluare. Aceste elemente esențiale nouă, vitalitatea și energia, sunt practic hrana noastră. Sigur că pe lângă acestea e nevoie să respirăm corect și respirația corectă aduce energie și vitalitate. Sigur că este nevoie de apă și de hrană sănătoasă, însă atunci când nu ai vitalitate, te îmbolnăvești de foarte multe boli autoimune. Foarte multe doamne, și nu doar doamne, în ultima vreme și domni, suferă de tiroidită Hashimoto, autoimună. Au apărut foarte multe boli autoimune în rândul copiilor, persoane care îmi spun că au copii, au tineri care au scleroză multiplă sau alte forme de lupus erimatos. Sunt foarte multe boli autoimune. Aceste boli vin dintr-o greșeală de comportament, deoarece noi nu știm, nu ne informează probabil cineva asupra acestora și probabil că dacă părinții noștri ne-ar fi dat o educație astfel încât să nu ne mai îngrijorăm, să stăm liniștiți, să ne încredem în divinitate, să ne încredem în forțele noastre, deoarece Dumnezeu a pus în noi forțe și puteri infinite, însă noi nu le recunoaștem, nu ne încredem în ele și nu ne folosim de ele. Și am fi fost oameni puternici din punct de vedere emotiv. Se reflectă în prezent. Dragii noștri, dacă se mai întrerupe din când în când, observ și eu că se mai întrerupe internetul, nu vă îngrijorați, lucrarea continuă, chiar dacă s-ar închide de tot, s-ar cădea netul. Tot ceea ce facem noi prin rugăciune este să ne hrănim energetic pe noi și să aducem aceste rugăciuni asupra altora ca și ei să fie hrăniți energetic. A fost o perioadă din viața mea când eram foarte îngrijorată și dormeam 10, 11, chiar 12 ore și mă trezeam obosită, deoarece nu eram în regulă eu cu mine. Aceste vremuri au trecut, iar acum mă pot trezi cu ușurință, la orice oră, din noapte și dimineață de vreme, fără să am niciun fel de problemă. Pot să lucrez toată ziua cu oameni, fac călătorii și sunt pe drumuri. Cu toate acestea am energie și vitalitate și, după cum știți, în fiecare seară de marți și de joi sunt aici, chiar dacă în acea zi am muncit foarte mult, deoarece rugăciunea
are tot ceea ce ai tu nevoie pentru a fi împlinit și fericit. Dragii noștri, vitalitatea ta și energia ta determină nivelul tău de frecvență. Nivelul tău de frecvență determină ceea ce ești capabil să atragi din univers. Nivelul tău de frecvență determină gândurile tale și gândurile tale creează rezonanțe în funcție de ceea ce reprezintă acestea ca și conținut. Toate gândurile noastre sunt forme energetice care ne cresc sau ne doboară. Este foarte bine să controlăm gândurile, însă se știe că avem peste 80.000 de gânduri și este foarte greu să-ți controlezi gândurile. Probabil o parte din ele vei reuși și poate doar o singură dată, iar apoi tot ceea ce este pe rețeaua ta neuronală se va revărsa din nou și din nou în viața ta și te vei simți copleșit. Am încercat să respect aceste lucruri atunci când vrei să lucrezi cu gândurile. Aproximativ după un minut, două, atenția ta se mută în altă parte și pur și simplu nu vei reuși, chiar dacă teoretic acest lucru este adevărat. Controlându-ți gândurile, poți să-ți schimbi viața. Practic, nu vei reuși. Și atunci îl chem pe Dumnezeu să lucreze în structurile tale, să lucreze la mintea ta, să lucreze la gândurile tale, să aducă credință, să te întărească și să-ți dea putere, să te ridice și să te pună pe drumul drept. De fiecare dată când te vei ruga, vei crește puțin, câte puțin, pentru că fiecare rugăciune este ca o cărămidă care creează un zid de protecție pentru tine. Este important cât de înalt vrei să fie zidul, cât de solid, și asta este preocuparea ta vis-a-vis de Dumnezeu. Cât vei petrece cu Dumnezeu, atât timp va petrece Dumnezeu cu tine. Câtă iubire vei aduce lui Dumnezeu, atâta iubire se va revărsa peste tine. Și nu doar atât, ci înzecit, însutit, înmiit. Tot ceea ce aduce Dumnezeu, aduce din abundență. Și uitați-vă în jur, vedeți cum a creat Dumnezeu această lume. A fost creată pe abundență. Dintr-un bob ies multe boabe de grâu, dintr-un bob de porumb și mai multe boabe de porumb. Și veți observa că o singură sămânță dintr-un fruct poate să facă un copac, pur și simplu un pom care să aibă milioane, mii de fructe, poate nu milioane, mii de fructe, sute de fructe, și fiecare fruct la rândul lui va genera mai multe semințe din care din nou și din nou se vor naște alte fructe minunate. După cum observați, Dumnezeu a creat această lume pe abundență. Noi suntem cei care putem lua din această abundență mai mult sau mai puțin în funcție de credințele noastre, în funcție de nivelul nostru energetic și în funcție de gândurile noastre, desigur, pentru că gândurile au putere. Au putere și cuvintele în aceeași măsură, pentru că cuvintele ne creează, practic, o realitate în timp, deoarece, chiar dacă exprim un cuvânt în acest moment, vei considera că este doar un cuvânt, probabil că nici nu te reprezintă, însă, spunându-l și mâine, și poi mâine, și răspoi mâine, va intra în rețeaua ta neuronală și toate acele cuvinte se vor manifesta la un moment dat. Dragii noștri, programul pe care îl vom instala acum va funcționa, după cum am spus, pentru toți cei pe care îi aveți în listă. Vă rog să vă scrieți pe cei dragi în liste, deoarece vom instala acest program, iar apoi vom chema Spirala Cristalină a Sfintei Treimi pentru toți cei prezenți în lucrare, live sau în reluare, pentru toți cei conectați cu noi, pentru toți cei din liste, din fotografii și pentru toți cei dragi nouă, pentru cei pe care iubim și chiar și pentru cei pe care nu îi iubim încă. Vom începe instalarea acestui program. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Tată Ceresc, Cel ce ne-ai creat, te rugăm să aduci această lucrare
pentru toți cei ce doresc să primească această lucrare și cerem ca tot ceea ce se lucrează aici acum și acum să se facă cu acordul fiecarei persoane cuprinsă, înscrisă în lucrare sau prezentă aici, acum. Iar acum, dragii noștri, vom instala programul pentru activarea vitalității și energiei. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Tată Ceresc, Cel ce ne-ai creat, te rugăm acum să instalezi în toți cei prezenți în lucrare, cuprinși în lucrare, programul pentru activarea vitalității și energiei acum. Încep să vină frecvențele. Aceste energii întâi intră în cap, la nivelul creierului, în rețeaua noastră neuronală. Fiecare frecvență care vine este o informație pe care toate celulele noastre au nevoie să o citească ca să o poată integra. De aceea se împrăștie apoi la nivel de celulă. Puteți simți vibrații, puteți ține palma pe listele dumneavoastră. Dacă simțiți înțepături, furnicături, activitate energetică în cap, este datorită acestor programe. Încă lucrează. Avem răbdare. La un moment dat veți simți că acest program a ajuns la nivelul picioarelor și ne-a cuprins în totalitate structurile energetice. După cum știți, și celula are nevoie de energie. Suntem energie infinită și doar o fărâmă de masă. Corpul acesta fizic este doar puțin din ceea ce reprezentăm ca ființe universale. Încă se lucrează, așteptăm, avem răbdare. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, cerem Tatălui Ceresc, Cel ce ne-a creat, să integreze perfect acest program pentru activarea vitalității și energiei în toate structurile și toate sistemele noastre și pentru toate situațiile de viață pe care le trăim acum. Suntem plini de recunoștință și mulțumim. Iar acum, dragii mei, acest program verbal îl activați de 3 ori pe zi, spunând astfel: cer acum să se activeze programul pentru activarea vitalității și energiei acum. Este foarte simplu, toate lucrările noastre se activează verbal de 3 ori pe zi, iar după 30 de zile trebuie doar să-l conștientizați că-l aveți și se va activa, veți simți. După 30 de zile doar vă gândiți că acel program este acolo și se va activa, veți simți toate aceste stări pe care le-ați simțit astăzi cu ocazia instalării. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru tot și toate câte ne dă, să fie binecuvântat și lăudat numele Lui. Iar acum, dragii noștri, vom lucra cu spirala cristalină a Sfintei Treimi, deoarece știți că la fiecare rugăciune lucrăm cu această spirală. Este pentru cei care au probleme, diferite probleme, pentru că nu merge doar pe sănătate, pe vitalitate, pe reabilitarea sănătății, merge și pe alte situații de viață. Acum, țineți palma, vă rog, pe agenda, lista dumneavoastră cu cei dragi sau conectați-vă mental cu ei. Cerem Tatălui Ceresc, Cel ce ne-a creat, lui Iisus Hristos și Duhului Sfânt, să dea putere și forță spiralei cristaline a Sfintei Treimi și cerem ca această spirală
să fie ajustată perfect pentru toate persoanele de aici, în funcție de situația în care se găsesc ei, acum. Iar acum, cerem, Tată Ceresc, Cel ce ne-ai creat, Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt, cer să vă revărsați cu spirala cristalina Sfintei Treimi peste noi toți cei prezenți în lucrare, live, peste listele noastre, peste toți cei conectați cu noi în fotografii și pentru toți cei care ascultați în reluare această lucrare, toate aceste programe funcționează perfect. Cer să se reverse această spirală cristalină peste noi toți acum. La unii se instalează, intră prin creștetul capului, alții primesc această spirală în centrul energetic al frunții, în glanda pineală, și sunt persoane care primesc în plexul solar sau în inimă, în funcție de nevoile pe care le aveți. Menționez că fiecare persoană este unică și primește lucrarea într-un mod unic. Chiar dacă cerem același lucru, fiecare va primi o reprezentare a acelei frecvențe sau energii în funcție de sistemul de credințe, sistemul de valori, nivelul de frecvență, rezonanța cu ceea ce primește și probabil că mai sunt și alte cauze, factori care determină un anumit tip de frecvență, energie, formă sau culoare și toate acestea se ajustează perfect într-un mod unic pentru fiecare. Spirala cristalină a Sfintei Treimi lucrează. Odată cu această spirală cristalină, veți fi reconectați la energia Pământului prin înrădăcinare, vi se va activa canalul central și vi se vor activa toate centrele energetice, se va instala crucea de protecție 3D și se va instala scutul de protecție din trei straturi de lumină, lumină albă, aurie și violet. Și nu în ultimul rând, reconectarea cu divinitatea. Din propria experiență vă spun că această reconectare, dacă ea nu este permanentă și se face acum, durează aproximativ 2 ore, ceea ce duce la ideea că ar fi bine să ne rugăm din 2 în 2 ore, în special cei care aveți atacuri de duhuri. Rugăciunea îi îndepărtează, dar ar fi indicat să vă rugați din ce în ce mai des, să nu se poată apropia de dumneavoastră. Dragii noștri, crucea de lumină și scutul de protecție din 3 straturi de lumină se activează tot verbal de 2 ori pe zi astfel. Cer să se activeze cruce de lumină pentru protecție, vindecare și abundență și cer să se activeze scutul de protecție din 3 straturi de lumină, lumină albă, aurie și violet, pentru mine și pentru cei dragi mie, acum. Pentru că aceste lucruri au intrat și în cei care sunt în listele dumneavoastră și e nevoie să lucrați cu ele. Toți cei care aveți anumite simptome, senzații, stări, se datorează energiilor. Unii simțiți trepidați, înțepături, furnicături, căldură, răcoare. Unii simțiți că pur și simplu se scurge umfluind în dumneavoastră. Toate acestea sunt absolut normale și sunt efectele lucrării. Uneori pot avea aceste lucrări și efecte secundare, nu prea plăcute, însă uneori vindecarea vine prin agravare. Nu vă speriați de ele, bucurați-vă și rugați-vă în continuare ca Dumnezeu să vă facă lucrarea după ceea ce sunteți pregătiți să primiți. Dragii noștri, mulțumim Tatălui Ceresc, Cel ce ne-a creat. Mulțumim lui Iisus Hristos și Duhului Sfânt pentru tot ceea ce am primit în această lucrare sub formă de energie, frecvențe și informație. Cerem să se închidă toate nișele și toate portalurile prin care s-a lucrat asupra noastră și cerem ca tot ceea ce am primit azi, aici, sub formă de energie, frecvențe, informații, programe, să fie integrate perfect în toate structurile
și toate sistemele noastre și pentru situația noastră de viață. Suntem toți plini de recunoștință și mulțumim în numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, bucurați-vă, 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 iubiți-vă mult unii pe alții și faceți cât mai multe fapte bune. Să aveți o noapte liniștită și binecuvântată.